Căderile de grindină au cauzat în ultimii ani pagube materiale serioase în județul Sălaj, iar tendințele meteoclimatice previzibile arată o creștere a intensității acestor evenimente, deci o vulnerabilitate din ce în ce mai crescută a populației. Siguranța cetățenilor, precum și a culturilor agricole, rămâne o preocupare constantă a Consiliului Județean Sălaj. La nivelul instituției este pregătită documentația necesară realizării unui sistem de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme, urmând a fi inițiate toate demersurile pentru implementarea investiției, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu. În acest sens, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Silaghi Robert Ișvan, a avut discuții aplicate pe subiect cu reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare, instituție care implementează deja un sistem antigrindină folosit cu succes în Croația, Franța sau Ungaria. Ne dorim ca și în județul Sălaj să implementăm un astfel de sistem antigrindină, unul diferit de cel cu rachete pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență îl folosește la nivel național, dar și mai eficient, întrucât acoperă întreaga rază teritorială a județului, nu doar o singură zonă. Estimăm că investiția într-un sistem antigrindină, compus din stații automate de generatoare terestre, se ridică la aproximativ 2-3 milioane de euro, bani pentru care vom solicita finanțare europeană. Numărul stațiilor automate de generatoare terestre va fi stabilit în urma unui studiu efectuat de către specialiști pentru a acoperi întregul teritoriu, a precizat vicepreședintele Silaghi Robert Ișvan. Toate sistemele de protecție antigrindină consacrate, indiferent de metodele de acționare, prin rachete, avioane sau tunuri, folosesc același material activ pentru a reduce riscul căderilor de grindină, iodura de argint. Rețeaua sistemului antigrindină va fi compusă din stații automate de generatoare terestre amplasate pe întreg teritoriul județului, formând o rețea uniformă cu un centru de comandă și vor intra în acțiune în urma unei avertizări meteorologice primite din partea Agenției Naționale de Meteorologie. Generatoarele vor intra în funcțiune în mod automat și vor emana particule de iodură de argint, care vor urma traiectoriile naturale ale dinamicii atmosferice și vor fi absorbite de norii de grindină prin mișcarea convectivă a aerului din zonele de instabilitate atmosferică. Tehnologia propusă este mai eficientă din punct de vedere al costurilor și mai prietenoasă cu mediul înconjurător.